Happy birthday to me. Salutare, mi-e bun și bine ați venit la un nou episod. După observați după vocea mea răgușită, abia m-am trezit, dar astăzi este 5 august, este ziua mea de naștere. Nu știu de ce sunt așa excited, pentru că de obicei în fiecare an eu uram ziua asta, nu-mi place efectiv deloc, dar anul ăsta nu știu cum este, puțin mai diferit. Am și primit un buchet de flori de la prietenii mei deja. Și planurile mele pentru astăzi este să plec cu părinții în oraș, să petrecem ziua împreună, pentru că de obicei, nu știu de ce, ziua mea de naștere cumva este o zi de familie. Mereu o petrec cu familia. Niciodată nu m-am gândit să fac din asta un mare tam-tam, să fac o sărbătoare, să chem mulți oameni, pentru că de obicei mie nu-mi place să organizez chestii, bă. Organizarea pentru mine, nu că nu îmi place neapărat, nu mi-ar plăcea să creez un eveniment, doar că e foarte stresant și eu nu am nevoie de stres acum. Multe chestii urmează să se întâmple în viața mea și multe update-uri o să dau aici pe YouTube. Primul dintre ele este deja că m-am concediat de la lucrul vechi pe care îl aveam eu. Pentru cei ce nu știu, eu am lucrat la aeroport ca pasager agent, adică agent de pasageri. Și astăzi este prima mea zi în care nu o să mai lucrez acolo. Exact de ziua mea de naștere. 4 august ieri a fost ultima zi în care am lucrat și a fost foarte trist pentru că toată lumea spunea cumva de ce nu mai stai, de ce nu mai rămâi și nu știu, era un vibe din asta trist, bă, dar o să povestim despre aceste lucruri mai târziu. Acum eu vreau doar să plec să îmi iau micul dejun, primul meu mic dejun la 23 de ani. Doing drugs legally. By the way, uitați-vă ce brățară mi-a făcut sora mea din mărgeluțe, bisere, cum se numesc, nu știu. Așa de cute arată. Bine ați venit în baia mea. Acum vreau să vă arăt rutina mea de îngrijire a tenului, pentru că am spus odată într-un videoclip că o să fac chestia asta și am găsit momentul potrivit. Deci, prima dată ce fac eu, atunci, mai ales în cazul în care am machiaj, să-i spunem așa, folosesc apa micelară. Nu contează, eu folosesc pe asta de la Garnier. Eu o consider destul de ok. După asta folosesc un gel de spălare. Și îl folosesc pe ăsta de la Ivan Term, ca de obicei, un fel de păr, mă scuzați, de la Ivan Term. Nu iau foarte mult. Cum cel mai important lucru după ce mă spăl pe față, este să folosesc acest tip de șervețele. Nu contează să fie important șervețele, nu prosoape sau ceva de genul. Acum o să iau această dischetă și mai este un produs din farmacie. Se numește clorhexidină. Produsul ăsta este, cred că, unul magic. Este un produs de igienă, de fapt. Este ca și cum un disinfectant, you know? Doar trec cu acest dis pe fața mea, pe toată suprafața pielii. La sfârșitul rutinei mele de îngrijire, folosesc o cremă hidratată, din nou de la firma noastră preferată, bineînțeles. Și atât, închei toată rutina aici. Dar acum nu o să folosesc această cremă, pentru că mergem astăzi în oraș. Și vreau să folosesc protecție solară. Ne-am spawnat aici în camera mea. Vorbim de protecție solară. Aceasta este crema pe care o folosesc eu. Este de la Babe. Mi-a fost prescrisă de cosmetologul meu și îmi place foarte mult pentru că este o cremă din asta lichidă. Nu încarcă tenul și plus asta este o bază foarte nice pentru machiaj. Înainte de a trece la legendarul Get Ready With Me pentru ziua mea de naștere, bineînțeles, o să despachetăm cadourile primite de la prietenii mei în seara în care am plinit eu 23 de ani, adică ieri. Eu zic să începem cu primul. Doamne, atât de rozie, deci nu pot să cred. Îmi place enorm. Eu mi-am dorit acest parfum, cred că toată lumea îl știe. Este un parfum, de fapt, care are foarte mult timp de când este pe piață. Multe fete îl au, știu deja, dar eu mi l-am dorit de foarte mult timp și chiar mi-am dorit anume completul, setul ăsta. Gen de cremă de mâini, body lotion, ce vorbesc, bă? Gel de duș și parfumul în sine. Haideți să-l deschidem. Și ambalajul și cutia. Ta-da! Deci așa arată în interior. Deci haideți să vă fac un tour. Aici avem shower gel. Shower gel cu moschino, bă. Cremă de mâini. Cremă de mâini. Și parfumul în sine. Just look at this. Just look at this. Look at this. Oh my God.
Bine ați venit la Get Ready With Me! Acest Get Ready With Me o să vă arăt produsele noi pe care eu le folosesc și totodată ce tehnică și așa mai departe. Unde este beauty blenderul meu, bă? A, este, l-am găsit. Totodată o să vorbim despre anumite update-uri care se întâmplă în viața mea momentan, cum mă simt eu la 23 de ani și așa mai departe. Primul produs pe care o să-l folosesc, observați că este produsul pe care vi l-am recomandat și vouă de la Babe. Uitați, bă, cum curge. That's why she said. Eu dacă o să privesc aici, o să am o oglindă, să fie mai comod. Trecem la al doilea produs. Vreau acum, cred că 2 luni, nu știu, am descoperit acest fond de ten de la Clarins. Sunt 30 de mililitri în această mini sticluță, care costă cât un rinichi. Eu cred că o să vă ajungă dacă nu iubiți să vă puneți pe față, nu știu, un strat foarte mare. O să pun pe deget, așa o pompiță, după care am să întind fondul ăsta de ten pe toată suprafața pielii. Acum doar o să tapotăm foarte bine în piele. Acum o să folosesc un concealer și îl folosesc doar un pic în zona ochilor, unde vreau să deschid eu zonele mai tare, pe frunte, pe barbă și pe nas o să-l folosesc un pic mai încolo, mai mult, pentru că o să-i fac contouring. Trecem la contouring și pentru contouring o să folosesc acest stick de la Fenty Beauty. Pentru contouring o să fac niște linii cu acest stick doar în zona obrajilor și în zona nasului, atât cât să fac ceva de genul ca un contur, atât, ca o umbră. Din update-urile pe care urmează să vi le povestesc, pe 11 august, în mai puțin de o săptămână, o să plec din Moldova și mă mut. În general, mă mut în altă țară, dar asta nu vreau să dezvălui acum, adică o să dezvălui în timp tot prin videoclipuri, o să filmez un video atunci când o să mă mut. Din alt update, deja v-am spus, m-am concediat de la lucru precedent, de la aeroport. A fost o experiență foarte frumoasă, nici nu m-am așteptat să iubesc și să îndrăgesc acest lucru. Mai mult am îndrăgit, cred că, team-ul, echipa din care făceam parte și oamenii de acolo. Urmează să aplic pudră translucidă. Eu am decis să mă concediez doar din considerentul că mă mut. Adică, dacă cumva rămâneam în Moldova, nici nu mă gândeam la faptul ăsta. Și știți care e faza? Că lucrul ăsta, jobul pe care l-am avut, m-a învățat foarte multe chestii ținând de oameni și de comportamentul oamenilor și de cum ar trebui tu să vorbești cu oamenii și de cum ar trebui să nu pui la suflet tot ce îți spun oamenii. Acum o să folosesc un contouring powder, gen praf. Ce aș recomanda eu pentru oamenii care vor să lucreze în acest domeniu? Oamenii care vor să muncească ar trebui să aveți pur și simplu o tărie de caracter din asta, bă, de fier. Ar trebui să știți cum să vă controlați emoțiile și cum să nu ascultați ce spun oamenii. Și dacă vreți să lucrați în domeniu, fiți gata să ieșiți la orele 3 de noapte, ca să munciți până dimineață și fiți gata să lucrați vreo 18-19 ore pe zi. Pentru că la mine s-a mai întâmplat chestii de genul, dacă rămâneți să ajutați alte ture care urmează să vină. Continuând cu machiajul, o să continui acum cu paleta asta de blush-uri, care este vai de capul ei, dacă observați, și nu mai folosesc rozul ăsta pal, dar folosesc cumva un roz spre roșu mai mult, spre coral. Nu știu de ce, eu cumva m-a atras culoarea asta și acum folosesc ceva de genul. Deci iau pe pensulă și pun anume în zona pomiților, dar nu duc spre obraz, nu duc spre centru, ci dau spre zona asta, nu sculelor neapărat, dar zona asta a osului ăsta, băi, de lângă ochi, nici nu știu cum să-i spun, și dau așa spre ochi, spre sprânceană și spre zona asta mai mult. Fix aceeași procedură o să fac și în partea laterală, la celălalt ochi. Cel mai important lucru pe care l-am învățat eu la 23 de ani este, cred că, gândul ăsta, de ce să trăiești viața doar în negativitate și gânduri negative, dacă poți să o trăiești pozitiv, bă, și să ai momente frumoase. Nu știu, cred că asta este deviza anului pe care urmează cumva să-l trăiesc. Și ce mai pot spune? Nu știu, la 23 de ani cred că am învățat să muncesc cât mai mult, bă, și să nu mă jălui, you know? Să nu am milă de mine, pentru că înainte eram ceva de genul că, bă, nu vreau să fac chestia asta, nu o să fac, mi se atât de lenie, dar anul ăsta, nu știu, parcă e diferit cumva. Am învățat că dacă tu nu o să faci lucrul ăsta, nimeni nu o să facă pentru tine. Stați că am uitat de gene. Cea mai grea parte e să vopsești acum genele, bă, pentru că dacă nu le vopsești cum trebuie, asta e. Cam asta este machiajul meu. Vă place, nu vă place? Alta mama nu mai face. Acum o să-mi fac și părul. Părul o să mi-l fac bucle și nu o să vă mai arăt cum mi-l fac, pentru că ați observat eu... Ce e asta, bă?
What the fuck? Mi-este încălcit părul. Se pare că e tort sau ceva de ieri. Venim după ce îmi fac părul bucle. Deci așa arăt eu. Ignorați fundalul, acolo este un bagaj și ignorați podeaua asta care se aude. Mi-am schimbat și husa la telefon, deci v-am spus că eu iubesc să mi-asortez totul, inclusiv telefonul. Și așa arată rochea, este absolut superbă, nu știu de ce l-am purtat înainte. Mi-am făcut părul buclat, o să-mi iau și acești ochelari roz, bineînțeles, și această geantă, la fel, roz. Prima destinație după ce am pornit în oraș a fost magazinul Pandora. Părinții au decis să-mi facă surpriză niște bijuterii, așa că am ales care mi-au plăcut. După care am plecat la restaurant, s-a apropiat și sora-mea între timp. Acolo am mâncat, am discutat de ale noastre și sora-mea m-a surprins cu câteva cadouri pe care le-am deschis pe loc. Am stat acolo, mi-a perit și pofta de mâncare, așa că am decis să merg la un magazin de make-up, Visajnica, cred că toată lumea știe. Am mers acolo și mi-am făcut eu singură un cadou de ziua mea, mi-am cumpărat niște machiaje. Am venit acasă, m-am și schimbat, mi-este mai confortabil acum. Raspakovka! Asta este primul meu pachet de la Pandora și primul meu cadou, în general, de la Pandora. Niciodată nu mi-am luat nimic de acolo. Acum o să începem cu cadourile de la sora-mea. Prima cutiuță de la ea este această mică cu fundiță roz, din nou roz. Deci ea ea face brățări. V-am spus și de asta de azi dimineață. Și mi-a făcut două brățărele. Asta, galbenă, gen cu floricele galbene. A doua, care îmi place atât de mult, pur și simplu, culorile. Mergea perfect cu outfit-ul meu de astăzi, dar o să port când o să plec eu la aeroport. Mi-a dat această paletă de blush pe care mi-o doream. Deci din două culori. Acum și-o deschid și vă arăt. Paletă pe care o are și ea de la Vivien Sabo. O să o puteți găsi la Cosmetic Shop, dacă doriți să o procurați. Și are două nuanțe. Peachy. Sunt ambele, dar că asta este cumva mai roz, mai roz pal și asta duce spre bej. Deci are o pigmentare foarte bună. Vă dați seama, eu mă machiez cu paleta aia mereu mare de blush-uri, v-am spus azi dimineață. Și uite, acum o să am și eu o paletuță din asta compactă. Foarte bine, foarte drăguț. Și ultimul cadou de la ea, surprizător, azi dimineață i-am spus să ia power bank-ul pentru că voi avea nevoie. Și ce vă gândiți? Ajung eu la restaurant cu ea și ea îmi întinde o cutie care era foarte grea, micuță. Și spune că deschid eu și când am desfăcut-o era un power bank, gen mini power bank. Oh my god, e așa de mic, eu credeam că e mai mare. What the fuck? Uitați ce micuț e, cât palma mea. Și acum trecem la cadouri propriu zis de la părinți. Vă arăt acum ce este interior, mi-a cumpărat două perechi de cercei. Tada! Sunt acești cercei mini, inimioară. Și a și căzut cercelul, nice. Sunt foarte drăguți. Și haideți repede să trecem prin ultimul cadou. Ăsta este cadou făcut de mine pentru mine. Căutam acest produs de foarte mult timp. Eu iubesc fonul de ten să fie unul durabil, să țină toată ziua. Este Lauder. Așa arată ambalajul. Deci dacă mergeți, luați-l, încercați-l, este foarte, foarte nice. Următorul produs este de la Givenchy. Am luat un corector, un concealer. Căutam de mult un concealer bun și am vrut să mi-l iau pe ăsta de la Dior. Dar au spus că nu au nuanța pe care o caut eu. A fost foarte dezamăgitor. Dar au găsit acest produs de la Givenchy pe care îl înlocuiește foarte bine. Și cam așa este aplicatorul. Credeați că o să plec eu fără Dior-ul pe care îl vroiam? Nu. Am luat acest produs de la Dior, un lip balm. Oh my god, primul meu produs de la Dior, bă. Primul meu produs ever de la Dior. Mie îmi plac astfel de aplicatoare și are culoarea asta de brown, cumva, caramel, brown, iubesc culorile astea. Și cam astea sunt produsele, toate cadourile pe care le-am luat. Acum vreau neapărat să încerc cerceii alea de Pandora. Așa arată cerceii pe mine, doar inimioare, arată super. Bro, de când am mâncat, am stat doar prin camera mea, am stat în pat. Mai filmat câte ceva TikTok-uri, are o nouă ce am mai postat pe story pe Instagram. Astăzi sunt unstoppable. Am postat pe Instagram pe toate lunile din care nu am postat absolut nimic cât timp am lucrat. Și mă gândeam să închei acest videoclip aici pentru că, practic, ziua deja se termină.
nu mai are sens să mai filmezi ceva pentru că nimic nu se mai întâmplă interesant, voi face doar rutina de seară ca de obicei și atât. Plus la asta voi încerca să editez acest videoclip și poate să-l postez până mâine, poi mâine. Cam asta a fost episodul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la videoclip, dacă ați rămas până la sfârșit dați un mare like, scrieți în comentarii ce ați mai vrea să vedeți pe canal. Da? Ne vedem data viitoare cu un alt videoclip. La sfârșitul videoclipului v-am spus că o să încerc chestiuța asta, așa că... Bye!